La Predeal Da, s-a nu dat s-a cu dus Elena la... Udrea cu snowmobilul. Nu știm și dacă... a fost, da, i-a nu fost știm rău. Cu cine s-a dat cu da, snowmobilul da. Traian Băsescu. Să dea, lui iar de cu să dea cu săniuța, băi frate, țara să scufunde și ăsta să dă cu săniuța. Ăsta nu-i zdravă la cap. Ce părere aveți despre dezbaterea în jurul simbolului Partidului Democrat Liberal? Pentru că înțeleg că nu mai e bun trandafirul și caută da. Alte simboluri. Eu le dau un alt simbol, dar cel mai bun. O pereche de cătușe. O pereche de cătușe? Da. Ce ar simboliza asta? Păi, că trebuie dincolo să la pârnaie. Cel mai toxic partid din istoria României, Partidul Democrat, n-are nicio doctrină. Merge de pe stânga pe dreapta. Da, ieri ați avut un parteneriat cu ei la primăria capitalei, nu? Creștin. Ce creștini sunt ăștia care fură ultima bucată de la gura bătrânului înfometat? N-au bătrânii bani de o aspirină. Ăștia sunt creștini. Bun, aici aveți siglele Partidului Democrat Liberal pe care le-au luat colegii mei. Dar în prezent e... Să nu se confunde, Laura. Nu. Aia e vinietă. Sigla înseamnă inițiale. De acord. Sigla e PDL. De acord. Da. De la trandafir la măr, există și propuneri legate de da, simboluri marinărești. Ar trebui să scoată și Băsescu capul ca viermele de măr. Para, nodul marinăresc, sirena, timona... care credeți că ar fi para cea potrivită? Vorba lui Mircea Badea, parandărât. Așa zică ea la paparoase, la barbut. N-are nicio valoare. Asta este un partid pe ducă. Știi care era e scorul? E un partid care se consolidează și care atrage din ce în ce mai mulți 11% membri. Era scorul. Tot ce e peste 11% e de furat. Sunt maieștrii neîntrecuți la Ciordeană. Dar ceilalți cum erau, domnule Corneliu Vadim Tudor? Sunt convinsă că îi cunoașteți poate la fel de bine. A zis Victor Ponta, care nu-i băiat prost, ca dovadă că am anglit vila lui Lucrețiu Pătrășcanu, de la Poiana Țapului. Cum adică am anglit? Am anglit-o. Nu știi ce e? A șterpenit-o, a ciordit-o. Păi, de unde a șterpenit-o? Vorbesc. Domnule, ai auzit de Lucrețiu Pătrășcanu? Să-ți puțin. Un mare martir al acestei țări, care a zis înainte de a fi comunist, sunt român. Și l-a omorât ocupația stalinistă. El are o nepoată. Nepoata lui în partidul meu. Nadia Pandrea. Fica marelui gânditor Petre Pandrea. De Petre Pandrea, ca intelectuală tânără, ai auzit. Sigur că doamna Nadia Pandrea, care se ocupă de opera regretatului ei tată, deținut politic, e membra partidului nostru. Și familia lui Ponta a păcălit-o în anii 80 că ia Ceaușescu vila să le dea lor fictiv și nu știu ce. Ea era fugită la Paris. Și le-a dat-o. Și când s-a întors, a vrut să-și recupereze. Deci vila Pătrășcanu n-are ce căuta la familia Victor Ponta. Bun, din nou, spune. Mă văd nevoită să vă cer dovezi în legătură păi cu aceste acuzații pe care păi le lansați. Du-te la intabulare acolo, du-te la primăria Predeal, că e vorba de Poiana Țapului, mi se pare că ține de Bușteni. Du-te și vezi că nu departe de căsuța pe care avea Eugen Barbu și de Transatlanticul pe care l-are Virgil Băgureanu, vezi că e celebra vilă Pătrășcanu. Păi tata lui Pătrășcanu era scriitorul satiric de Pătrășcanu. Acolo veneau Mihail Sadoveanu, acolo veneau mari scriitori în anii 20-30. Ce caută vila Pătrășcanu la Victor Ponta? Orice justificare ar da el, n-are valoare. Invitați-o pe Nadia Pandrea. Dar pe Victor Ponta... Dar nu ăsta era subiectul. Nu vorbeam despre asta, dar da. Ați trecut... Nu, dar dacă e tot să facem lumină. Să nu se mai fură tot în țara asta, da? Pe Victor Ponta l-ați vedea în fruntea PSD-ului? Nu. La grădina zoologică, da. Nu, din nou, asta e o insultă dar și mă văd nevoită dar nu insultă, să pentru că condamn ceea ce spuneți. Un foarte bun manager. Un manager, da, am înțeles. Bun, la asta vă referiți. Opa, hai să nu le pierdem umorul. Vreau să arăt că am nervi tari. Eu îi duc până sălie la groapă, la groapă politică. Nu vrea nimeni să moară niciun adversar politic, dar țara asta merită un viitor mai bun. Țara asta nu duce lipsă de capacități, de oameni de valoare, de oameni cinstiți. Am rezistat până acum. E o chestie de câteva săptămâni. Mai vorbim până la Paște. Dacă nu vă confiscă ăștia postul, că aud că vrea să le ia Videanu, să-i facă proconul Băsescu. Din nou aveți mai multe informații da? decât da? Au alții, cu siguranță mai multe păi, decât am eu. 70 de milioane de euro chipurile, ca să-i dea lui vântul, dar nu-i de niciun băr. Domnule Corneliu Vadim Tudor, nu vă mai întreb dacă vă e teamă că toate aceste acuzații se pot întoarce împotriva dumneavoastră, când ați spus never, că nu vă e teamă. Dar cum explicați more. O relație... Edgar Allan Poe, never more. Cum explicați niciodată. Relația dumneavoastră atât de bună cu serviciile despre care spuneți că vă furnizează, că vă livrează informații? Sunt patrios român acolo și nu mai suport atâta minciună. Mă, toată lumea își revine încet, încet din criză. Am fost acum la Strasburg, am intrat acum 10 zile în direct cu voi.
Am fost înainte de sărbători cu fetițele mele și cu soția la Viena, pe urmele studenției mele, că eu am făcut istoria la Viena și am zis să le fac amintiri pentru bătrânețe. Le-am dus la Palatul Belvedere și le arăt unde s-a semnat dictatul de la Viena. Au văzut casele lui Beethoven, unde a stat Mozart. Dom'le, lumea trăiește, ăștia ne-au tăiat cheful de viață. De ce bătaia asta de joc? Un popor atât de frumos, popor genial, ajungem servitori, intelectualii români îi spală la fund pe bătrânilor în Spania, în Germania, în Italia, se umilesc în căpșunari. De ce așa ceva? Nu sunt capabili să plece, să plece, dar nu mai vor, sunt ca la zidul morții, că ei știu că ies la iveală toate dovezile fraudelor și le confiscăm averile. E o criză economică mondială, domnule Vadim Tudor, poate că și asta e o problemă. Bine, pentru se poate vorbi și pe tema asta, cât e criză reală și cât a fost un pretext ca să se prăbușească miliardarii ruși, pentru că ei au pierdut cel mai mult. Au pierdut 10 de miliarde de euro și de dolari, da? Să mai... Au pierdut strângă... miliardarii din toată lumea. Dom'le, americanii folosesc orice pretext. Uite ce fac acum în Haiti. O tragedie extraordinară. Da? Trebuia să ducă ei acolo și să fure copii și să-i treacă în Republica Dominicană, să-i vândă poate în bănzi de organe sau poate pe piața prostituției cu aparența că îi înfiază și că îi ajută. De ce fac ei așa ceva? De ce în Irak au fost americani și ofițeri CIA care s-au dus glonți la Muzeul Național de Antichități din Bagdad și au furat piese de patrimoniu universal vechi de 3, 4, 5 mii de ani. Îți spuneți americanii, cum unii adică dintre, americanii? Din nou generalizați. Unii, nu toți, bineînțeles. Unii dintre ei. Și aici aveți informații venite de la servicii sau din presă? Păi ce, nu, acum toată presa mondială e plină de scandalul ăsta. Scot zeci de copii din Haiti peste graniță. Bun, spuneați puțin mai devreme că serviciile... Deci vreau să spun, da. Nu sunt genul de om să plece la dribling. Să creadă ceea ce înțervește cineva. Da, este criză. Dar cât la sută e reală și cât la sută e artificială. Dar la noi este o criză de 20 de ani. Că ne afundăm în mocirlă, în loc să ne revenim. Mă întorc la declarația dumneavoastră, spuneați că serviciile vă livrează informații pentru că sunt patrioți cei din servicii. Sunt patrioți români. Da, asta ce înseamnă că... Stimați securiști, veniți la tatăl vostru. Adică sunteți tatăl securiștilor, domnule Cornel Vadim. Voi face o nouă securitate mai bună, mai funcțională decât cea veche. Securitatea nu ne-a deranjat atunci. Pe mine m-a urmărit, am 20 de volume, dosarul meu de urmărire. Nu i-am simțit. Acum mă deranjează. Securitatea asta. Și foștii securiști care au devenit multimilionari și chiar miliardari în euro. Dă frisoane ceea ce spuneți, că securitatea nu a deranjat. Acum e odioasă securitatea. Nu vreau să dau nume, că sunt câțiva pe care îi știți și voi foarte bine. Când spuneți securitatea de acum, securitatea, la ce vă referiți? Să, păi ce, poliția politică, ce face? Care poliție politică, domnule Vadim Tudor? Vino mâine dimineața la mine acasă sau la partid. La mine acasă ai să vezi în dreapta când ieși de pe strada.